Aici ai jetul cel mai puternic. Cu cât ne apropie mai tare, cu atât frige mai tare apa. Dacă mă scufund cu tot cu camera de filmat, haide. Hop, 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 că e foarte adânc aici. Haide capul meu. Salutare, prieteni, bine v-am regăsit. Astăzi am venit în stațiunea Felix, aici unde mergem să facem baie, deși afară destul de rece, chiar dacă pare că e soare. Mergem să ne preluăm camera la hotel, suntem la Hotel Ami, aici suntem cazați, după care vom merge la baie. Și pentru că suntem într-o zonă deosebită, vă spun să nu uitați să dați un like și să dați un subscribe. Și rămâneți până la finalul acestui video, pentru că avem lucruri foarte frumoase să vă arătăm. Am deschis să aprind luminile. Intrăm foarte frumos. Aici este un pat unde vor dormi la noapte băieții. Cu Mona Lisa dormă băieții. Deci un peisaj foarte, foarte frumos. Așa. Ia să vedem. Aici avem o mică sufragerie cu o canapea, două fotolii, o masă. Aici băieții vor avea televizorul lor. Așa, aici geanta cu bagajele noastre, rucsacul meu de lucru, un birou unde la noapte o să editez. Și aici este dormitorul nostru. Aici este baia, o chiuvetă, toaleta, hârtie, tot ce trebuie, un duș foarte curat, asta remarc, foarte, foarte curat, trebuie să mă descalz și eu să-mi las papucii la ușa. Cam asta se vede de pe geamul de la dormitorul hotelului. Totul e înghețat. Absolut tot e înghețat aici. Hai de bine. Are destul de frig. Și noi, acolo, în zona aia, în spate undeva, mergem la strand unde se vede aburul ăla. Uite aici așa. Unde se vede aburul, acolo sunt bazinele cu apă termală. Și acolo mergem astăzi. Mergem spre Apollo, mai avem 2 minute și ajungem într-un loc cu apă fierbinte, fierbinte afară. E un frig de mama focul. Ah, uite aici pe băieți cum sunt îmbrăcați. Da? Și imediat o să ne vedeți în pantalon de baie. Așa că uitați-vă. Tac! Ta-da! Nu-i chiar așa frig. Am ajuns și suntem la o piscină. Ai, ce fain este aburul de acolo. Ce tare aici. Da. Frig, da, imediat intrăm să facem o baie. Mamă, ce bine arată acolo. Uite acolo. Sper o să ajung și eu până jos. Da, o să vedem pe David înotând în apă caldă. La cineva e foarte frig, așa-i? Bun, haideți să ne încălzim. Mergem imediat și în sală și vă arătăm cum arată pe aici piscina. Cam așa arată piscina. Ai, ce bine. Ai, ce bine. Și cum iese aburul din ea. Ai, de mine, ce frumoasă. Aici o să stăm la soare. Ca niște foci. Uite acolo cum se vede soarele în zona asta. Acolo o să stăm la plajă. Și uite-l pe David. Haide, David. Da. David își arată pieptul. Pectoralii. Pectoralii. Asta este. Și cu pectoralii ăștia vom intra în apă. Cea mai tare chestie e aici și de aici e să intră în apă, în piscină și de acolo pe dedesubt să iese aici în curte. Ai, ce bine arată! Imediat experimentăm! Ai, de viața mea! Și băieții pe așteaptă să intre la apă! Haideți să mergem să notăm în apă fierbinte! Aici este piscina exterioară. Sperăm că intrăm în ea cât mai curând, că băieții se învârt în jurul ei, de mama focului.
așa, și aici mai este încă o piscină. Ah, ce bine se aburu din ea. Și mergem în piscina asta și apoi mergem și în cealaltă. Acolo-s băieții, acum se chinuie să intre la bazin. Uite ce se vede acolo, dacă se mai vede ceva în aburul ăsta. Aici sunt băieții în apă fierbinte. Arde apa. Haide, vine ce arde. Haide, vine. Ce bine e în apă. Afară minus 5 grade. Și noi stăm într-o apă absolut extraordinară. Mergem cu David să se țină așa de mine prin apă. Și stai să vedem. Uite aici așa. Trecem pe supodul ăsta. David s-a agățat de mine. Atenție la cap. Atenție la cap. Cu David agățat de mine în spate. Wow, ce fierbinte e apa aici. Hai de capul meu, ce fierbinte e apa. Hai de capul meu. Ai, 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 ce fierbinte e. Cred că ți-o aburi de la camera. Dar mi-a aburit camera, la cât e de cald aici. Atât. E mai bine aici. Aici e jetul cel mai puternic. Cu cât ne apropie mai tare, cât frige mai tare apa. Uite-l pe David ascuns acolo în spate. Aici e mai bine deja. Haide, haide, viața mea. Hai. Da. Explorarea David și Vasile. Da, David și Vasile explorează apa. Mergem în bazin. David, să te vadă lumea acolo în apă. Haide, capul meu. Așa este David acolo în apă. Haide. Fierbinte apa aici. Hai de capul meu, ce fierbinte e apa aici. Așa. Uite cum face pupa. Și ce fain mi stă părul în apă. Și mergem la plajă. Aici unde Alex. Intră soarele în ochi. Și soare și frig în același timp. Băiete, cred că nu mai poți de cald. Nu, nu pot să cască din cauza că e prea cald aici. Haide, viața mea, ce cald e. Da, cam asta este atmosfera. Aici nu-i devenit dacă ai, eu știu, 20 de ani. 20 de ani nici gând. Să nu mai vorbim de 15-14 ani, copii, nu cred. Așa că vârsta de 40 plus aici e excelentă. În rest, plictiseală mare. Mergem acum la altă piscină, una interioară. Care are 2,5 metri sau 2,30 metri. Are 2 metri și ceva adâncime. Uite. A, uite aici, hai să vedem. Întăm în apă pe aici. Ai, 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 mulțumesc, mulțumesc. Aoleo, și uite pe unde intrăm, direct în apă. Hai să intrăm, lăsăm papucii la intrare. Așa, și de aici. Hai de capul meu. Da. Intrăm în apă, ai, ai, ai. Dacă mă scufund cu tot cu camera de filmat, haide. Hop, 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 că e foarte adânc aici. Ai de capul meu. Ai de capul meu. E bună pe aici. Ai de capul meu. Hai să vedeți în ce condiții sunt. Pe care n-ajut. Ți s-a bugui telefonul. Ai de capul meu. Ți s-a bugui telefonul. Ai de capul meu, ce e aici? Shaquille O'Neal, nu poți să stai aici normal. Shaquille O'Neal nu mă poți să stai aici. Ai, dacă nu m-aș ține de bara asta, nici n-aș putea să filmez. Și LeBron James. Da, LeBron James.
și în cele din urmă am ajuns. Ai de capul meu, dar tot mai adâncă e apa. Ai de capul meu. Ce adâncă e apa de aici. Unde Alex a ajuns deja acolo? Hai, Alex a ajuns acolo prin înotare. Hai să vedeți unde e Alex. Uite la acolo, chiar în capăt de tot. Acolo așa, aici e Alex. Hai, uite-l cum vine spre noi. Uite-l cum vine. Hai de viața mea. Asta este. Asta este. Alex a trecut ca un vapor pe lângă noi. Eu mai arăt la mama. Da, și eu aici cu Alex. Stai. Aici suntem noi. În apa fierbinte. Da, că ar fi. Apa caldă. Ai, sunt în tunel. Și acum mergem spre un restaurant. Ai de capul meu. Aici să vin, îmi place să mănânc și să stea în apă. Asta e tunelul. Gata. Am cam obosit. Ce bine. Și gata, s-a făcut ora 3. Uite pe băieți, sleiți de puteri. Și înghețat de frig. Mergem să ne schimbăm și la masă. Și apoi mai avem și alte surprize. Abureală. Da. Acum putem spune că asta e abureală. Va ce-a aplicat. Ai de capul meu ce-a căzut, Alex. Parcă a fost în filmele cu artiști. Așa arată 3 reptile reci. După ce reșit de la piscină. Ai de capul meu cât a fost de cald la apă, incredibil. Fierbe apa. Apa fierbe în piscină. Da, nu știu de ce, când se punea tata pe mine, când mă punem eu pe tata, efectiv înghițeam apă. Se lăsa în jos. Da, foarte frumos. Acum, după muzică de Vai Șamar, acum este muzică de Crăciun. Da. Mergem înapoi spre hotel. Da, unde ne așteaptă o masă copioasă pe care Alex abia așteaptă. De la ora 12. Alex așteaptă de la ora 12 să mergem la masă. Am stat 3 pur... ore. Da, cum 3 ore? O durut ca vreo 5. Cum 3 ore? 5 ore am stat la... 5 ore? 5 ore am stat în apă. Vai de capul meu. Deci am crezut că am stat 3 ore. Exact. Cu 5 ore state. Și acum mergem înapoi. Vai, ce frumoasă e pădurea asta de acolo. Incredibil ce bine arată pădurea. Până și pomii ăștia sunt mai frumoși decât din anii trecuți. Da. Excelent. Ce bine arată acolo. Cine zice că e ușor să faci baie iarna, în piscină, afară? Nu eu. Am obosit. Da? Rămâneți pe canal, ne vedem data viitoare, așa că salutare!